Visul Alinei, adaptare în versuri de Ioan Ciorca, după povestirea elevului Cătălina Dragoș de la școala gimnazială Iuliu Hațeganu din Panticeu, Cluj. Câteva zile au trecut de când Alina a început să nu se simte bine. Ea, cu dore capul, se plângea și că nici poftă de mâncare din astă pricină nu are. Cu sora ei, de asemenea, să se mai joace nu voia. Atunci la mama ei s-a dus și apoi în acest fel i-a spus: Mamă, nu știu ce e cu mine pentru că nu mă simt prea bine. Un ceai de plante aș vrea să beau și apoi mă întind puțin să stau așa ca să mă odihnesc. Poate că am să mă simțesc mai întremată. Fata mea, ceaiul e gata, hai și-l bea, îi spuse mama. M-am gândit că-ți trebuie și l-am gătit înainte să mi-l fi cerut. Alina ceaiul l-a băut, în urmă se întinse în pat și adormita imediat. Apoi, la scurtă vreme, iată, de o conversație ciudată a avut parte într-un vis. Gura către stomac a zis: Nu știu ce faci tu, măi vecine, urât mirosim de la tine. Ei, dreptate ai tu, surioară, dar oare știi tu, bună oară, ce trebuie să primesc eu? Zise stomacul. Tot mereu cartofi prăjiți am căpătat, cipsuri și dulciuri mi s-au dat și multe sucuri am primit. Vai, și ce mult mi-aș fi dorit fructe, legume, lapte, pește, ouă și tot ce trebuiește pentru o masă sănătoasă. Alina însă-i mofturoasă, mănâncă numai ce îi place, așa că eu nu am ce face. Gaze produc ce ajung în gât și îți dau acel miros urât. Da, da, așa-i, e adevărat. Atunci a mai adăugat și intestinul cel subțire. După cum cred că aveți de știre, tot la mine apoi sosesc. Și tare mult mă chinuiesc ca să închei digestia. Noroc că sprijin vin să-mi dea bila și pancreasul apoi ca să putem trimite noi tot nutrientul preparat prin sângele însărcinat către celule să-l livreze și corpul să-l alimenteze. Nu e ușor, neîndoios. Și de ce? Nesănătos Alina se alimentează, fapt care ne îngreunează mult sarcinile ce le avem. Din astă pricină vedem că organismul negreșit are mereu de suferit. Alina s-a trezit îndată și era tare tulburată. Cu nimeni nu a discutat despre al ei vis foarte ciudat, dar de atunci, neîndoios, se alimentează sănătos să nu se mai îmbolnăvească. A început să ocolească fast food-ul și a renunțat la mofturi. De atunci a mâncat tot ce gătea mămica ei. De aceea zic eu, dragii mei, mai bine e să te ferești decât să ajungi să o pățești.